suntem un festival comparativ de scurtmetraje și am încercat mereu să aducem o țară europeană și o țară non-europeană. Când nu s-a putut, s-au invitat țări europene, n-a fost asta neapărat o strictețe de-a noastră, dar cumva așa am început, să aducem două culturi și să le comparăm prin scurtmetraje direct. Anul acesta am decis Grecia și Turcia pentru că la ideea noastră mi se pare că Grecia și Turcia cumva seamănă, dar sunt foarte diferite și nu știu, te duce cuvântul așa la vacanță, la antichitate, la căldură, relaxare și amândouă sunt similare în acest fel, dar eram curioși cum se compară prin scurtmetraj și cum e arta diferită în aceste țări. Și sperăm că ne va ieși. N-ați avut nicio ediție care să nu voiasă, din câte știu eu, așa că... Asta clar, dar această comparație, vrem să vedem dacă chiar este atât de incitantă precum am crezut-o noi. Din ce am văzut eu și din filmele alese, cred că este ceva chiar care merită urmărit. Festivalul va începe joi cu un cineconcert, care este singurul loc în care avem bilete și singurul loc pe care vrem cumva să-l vindem din cauza locurilor foarte limitate. Îl facem în Biserica Catolică a orașului și nu ne permitem să aducem un public foarte larg și de-aia am pus intrare. Uh-huh. Acolo vin cei de la Karpov Not Kasparov, doi băieți din București, care sunt destul de populari și destul de puternici așa pe speța asta de cine concerte. Vin cu filmul Inhumane din 1927, dacă nu mă înșel. Și vie, practic, cu cine concert, ce este un film la care coloana sonoră nu se mai face din audio, nu mai este cea originală a filmului, este cea făcută live de, în cazul de față va fi un fel de DJ, sau sunete mixate pe calculator, dar am avut acum câțiva ani și un organist care a făcut coloana până la sonoră a filmului. Asta este un eveniment destul de special care se întâmplă la mai puține festivaluri de film. Iar apoi continuăm cu CFF Village, care va fi zilnic începând de vineri până duminică, începând de la ora 10 în parcul Mihai Eminescu, unde acolo vom face cumva o zonă de relaxare, o zonă de comunitate, o zonă de lounge pentru toată lumea, pentru că fiind un festival, totuși nu vrem doar să dăm proiecții, nu vrem doar să avem anumite chestii la anumite ore. Vrem să fie un trafic constant de persoane, să fie lumea să aibă, cumva să zică, că nu are ce face tot timpul zilei la Câmpul Lung Film Fest. Câmpul Lung Film Fest este un eveniment organizat de Asociația Hasmatsuki în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. La peste 20 de ani de la închiderea ultimului cinematograf din oraș, festivalul și-a făcut în ultimii 7 ani o misiune de reintegrare în conștiința publică a mai multor spații urbane ieșite de pe harta comunității prin reconversia lor în spații de evenimente culturale. Sala Fustului, Cinema Luceafărul, Sinagoga Veche și Templul Evreiesc, Complexul BTT, Vechea Pârtie de Schi a orașului, parcările cartierelor mari, platoul central, Muzeul Arta Lemnului, Colegiul Silvic Bucovina, Biserica Catolică, Parcul Mihai Eminescu. Programul detaliat al festivalului poate fi consultat pe pagina de Facebook Câmpul Lung Film Fest.